Nu recomand nimănui să-și cumpere Ford Focus și o spune un om care are Ford Focus de 6 ani de zile. Mașinile astea după o perioadă încep să aibă probleme și nu mai sunt sigure, adică nu poți să mergi oriunde cu ea, că s-ar putea să rămâi în drum. Eu nu mi-am ascultat un prieten când mi-am cumpărat mașina, eram entuziasmat de aia pentru că na, mașina arăta bine și era destul de nouă. El mi-a spus, bă, nu-ți lua Ford, pentru că cu Ford-ul pleci de acasă, dar nu se știe dacă te întorci. Și cam ăsta este adevărul. De aia mi-am luat și altă mașină, mi-am cumpărat mașină nouă anul trecut, pentru că am plecat într-o dimineață cu Ford-ul de acasă și trebuia să ajung neapărat, vedeți cum face, trebuia să ajung neapărat undeva și nu am mai ajuns pentru că mi s-a dus alternatorul. Atunci am hotărât că trebuie să-mi iau o mașină sigură, pentru că asta e o mașină pe care s-o țin doar în zonă. Nu vreau să o vând pentru că nu vreau să dau beleaua mea nimănui. În schimb, voi, dacă aveți Ford Focus, recomandarea mea ar fi să le vindeți cât de rapid și cumpărați-vă orice altă mașină și mai veche cu 20 de ani, dar nu, Ford-ul nu e o mașină și nu o spun la supărare.